Consiliul Județean Brăila desfășoară licitația pentru atribuirea contractelor de reparație a drumurilor din județ. Președintele CJ este de părere că, în cel mai bun caz, lucrările vor începe în septembrie. În cazul în care se vor face contestații legate de câștigarea licitației, brăilenii nu vor vedea nicio plombă în anul 2017. Anul acesta avem 34 de kilometri pentru actul adițional de covoare și 40.000 de metri pătrați de plombe. Dacă atribuirea va fi, nu va avea problemele stipulate de fiecare dată la contractele publice, eu sperăm să începem chiar la începutul toamnei, septembrie, octombrie, avem destul timp până noiembrie, 3 luni de zile, să ne ducem la îndeplinire contractul pe primul act adițional, pentru că va fi un acord cadru. Pentru anul în curs, CJ Brăila are în vedere realizarea 34 de kilometri pentru actul adițional de covoare asfaltice și 40 de metri pătrați de plombe, iar în 2018 sunt prevăzute lucrări pe 50 de kilometri de covor asfaltic și 40 de metri pătrați de plombe. Pentru anul următor am pus bani și sunt 50 de kilometri de covor asfaltic și în aceeași situație 40.000 de metri pătrați de plomb. Pentru anul acesta cam ce zone sunt? Sau cam toate zonele din județ? Sau? Am luat exact porțiunile de drum care sunt foarte rele. Exact cum a spus și dumneavoastră, va fi tronsonul de drum între Făurei și Ulmu. Va fi tronsonul de drum, mai avem 2 km între Jirlău și Făurei și vom lega toată acea parte și vom termina drumul ăla, că am investit și anul acesta în covoare acolo. Printre urgențele din Brăila se numără drumurile județene care au fost plombate anul trecut și care se află acum într-un stadiu avansat de degradare.